Bună seara și bine ați venit la un nou eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare în colaborare cu Biblioteca Județeană Neamț. Și vă mulțumim pentru că ați venit într-un număr atât de mare. Vă mulțumesc și eu în numele Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare și a doamnei manager Carmen Năstase, care din motive strict obiective nu a putut să fie în această seară alături de noi. În această seară avem bucuria și onoarea de a avea între noi și pe Simeze pe domnul Radu Delcea, artist plastic și despre care ne va spune mai mult și domnul Emil Nicolae. Vă propunem să începem această seară cu un mic moment muzical susținut de clasa de chitară a domnului profesor Florentin Blănaru, pe care îl invităm alături de noi. Thank you.
la final, să ne încânte cu câteva melodii. O să vă rog să-mi dați băieți să vă citesc o scurtă notă biografică, dacă poți. O sinteză a domnului Radu Bercea. Deci, domnul Radu Bercea este născut la 29 august 1939 în Cuciurul Mare, județul Storojeneț, regiunea Cernăuț. Este pictor, caricaturist și grafician. A absolvit Școala de Arte Plastice și Decorative Octav Băncilă din Iași. În anul 1959 este arestat politic la vârsta de 19 ani și condamnat la 20 de ani de muncă silnică. Execută 5 ani și este eliberat în anul 1964. Deosebit de activ în viața culturală și artistică, are la activ peste 270 de expoziții personale și de grup în țară și în străinătate. Este cetățean de onoare în orașele Rio Negro, Brazilia, Port Marly, Franța, Ostrița Cernăuț, Ucraina, Gura Humorului și Corticeni. Obține diferite premii în țară, cât și în străinătate. Împreună cu scriitorii Ion Drăgușanu și Ion Prelipcean, publică un număr de 11 cărți. Memoria retinei gulagului românesc, Deportații, Via Dolorosa, Bărăgan, 18 iunie 1951, Imagini din ale gulagului românesc, Țara lui Tercea Bergea, Trăind în negură, Bucovina mărturisită, Confesiuni cromatice, Memoria retinei, Marșul robilor, secolului al XX-lea din România, comunistă, 1947-1989, invitat la mai multe televiziuni pentru interviuri. De asemenea, ilustrează cărți de poezie și cărți de colorat. Marele premiu UCIN, asta nu ce? Așa. Pentru documentarul Radu Bercea, istoria unui destin, în regia lui Paul Palencar. Palencar, scuzați. În continuare, să-i dau cuvântul domnului Emil Nicolae. Iar mai apoi să vorbească și domnul Bulbacă, prieten, și o să vă spună mai multe dânsul al domnului Bercea. În final o să rugăm și pe domnul Radu Bercea să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună seara, vă spun. Iar domnului Radu Bercea îi spun bine ați venit la Piatra Neamț și la mulți ani, chiar dacă... Pentru că văd mulți tineri în sală, am toată lumea e tânără, sufletește vorbind, dar mă refer la vârstă biologică, îi provoc cumva. I-aș întreba, asigur că retoric, ce-ați face dacă în momentul ăsta, în locul ăsta, ar fi, sau pe stradă, sau lângă bibliotecă, ar fi un bombardament? V-ați retrage într-un adăpost, ați căuta un adăpost, da? Păi, suntem bombardați, dacă vă uitați la știri, de ani buni, ca să nu spun de săptămâni, acum e o perioadă mai încinsă, suntem bombardați cu fel de fel de lucruri urâte, se întâmplă lucruri urâte, rele, aproape neomenești. Așa că o sală de expoziție, o galerie, un muzeu sau o bibliotecă, e acela de post pe care ar trebui să-l căutați, să-l căutăm cu toți.
În general, cine a mai fost la vernisajele pe care le-am făcut eu în ultima vreme, a constatat poate că prefer de o bucată de vreme să mă refer mai degrabă la limbajul plastic și foarte puțin la biografia autorului. Pentru că am ajuns la concluzia, după o experiență îndelungată, că, de fapt, artistul, în fața șevaletului, în fața mesei de scris, sau la claviatură, sau la chitară, coarde, de fapt, face o cercetare. Caută o expresie. Sigur că o expresie a stărilor, a sentimentelor, a trăirilor. Dar problema artei este problema limbajului artistic. Este o constatare generală. Sunt însă excepții. Cum este cazul domnului Radu Berciu. În situația noastră, în situația domnului Radu Berciu, e mai greu să faci o analiză a operei fără să te referi la biografie. Adică, sunt artiști foarte abili, talentați și cred că și pe voi, tineri, sunt artiști în devenire, aspiranți sau chiar iubitori de artă, care, după oarecare exercițiu, mai lung sau mai scurt, pot să scrie despre dragoste fără să fie iubit. Pot să scrie despre moarte și despre suferință, că e la modă, fără să fie suferit. Pot să scrie despre boală fără să fi fost bolnav. Nu știu dacă într-un caz, în cazul unui artist cum e domnul Radu Berciu, cu experiența dramatică pe care o are în urmă, condamnare de 20 de ani, temniță grea și 5 ani executați, se poate întâmpla asemenea lucru. Ceea ce e însă surprinzător e că trebuie să privim atent ceea ce ne arată sau ceea ce scrie, dar mai ales ceea ce ne arată, pentru că unele cărți se referă chiar biografie, ca să înțelegem suferința din spatele frumosului. Ama, sigur că atingerea frumosului ăsta pe care îl urmărim într-un exercițiu, într-o exprimare artistică, se poate face în mai multe feluri. Mi-amintesc că ani în urmă, cred că am și scris undeva povestea asta, mergeam spre schidul Bocrov și dimineața, noaptea, mi-am împrumutat cineva o carte cu cea Iliade. La vremea când Iliade încă nu era publicat cu eseurile, prozele la noi, perioada comunistă, numai prozele. Și undeva, ceea ce citisem eu, era o concluzie că orice frumos e greu de aflat și de cucerit. Am stat noaptea, am citit cartea că trebuia să o dau la arhivă, fusese confiscată. Trebuia să dau repede la arhivă, până am rezolvat, m-am urcat în autobuz și am plecat cu o treabă la schidul Pocrova. Cu stare sub niște bani. Pe drum am depășit două doamne prin pădure, zi frumoasă, soare, urc la schid, m-am așez pe bancă, starețul îmi dădea la coasă, vorbim, la un moment dat apar și cele două doamne de urmă. Și urc dealul și ăsta, starețul îmi spune, bine ați venit, vedeți ce noroc aveți, soare, zi frumoasă, la care îmi răspund, da, e frumos la matale aici, părinte, dar greu de ajuns. Sunt sigur că starețul nu-l citesc pe Grecia Iliade, dar avea ajunsese la aceeași concluzie.
Acum eu vă propun să vă programați, să ne programăm așa o suferință în mod obligatoriu ca să înțelegem și să o putem după aceea descrie, fie picturat, fie literar, fie muzical. Dar biografia se întâmplă să ne ducă asemenea direcții. Mi s-a întâmplat domnul Radu Berce. Dar spuneam, e uimitor că trebuie să o căutăm aici. Pentru că, de fapt, aici avem un purgator. Sunt lucrurile pe care domnul Radu Bercea le-a salvat din întunericul suferinței biografice. Acum, sigur că avem o explicație de ce, mai ales în afară de cărțile pe care le-am publicat, care sunt documente existențiale, de ce a ales exprimarea plastică, arta plastică. Pentru că începuse deja studiile, sigur, la Iași, la Liceu Octav Mancelă și după aceea, după toată drama aceasta biografică, a ales acest tip de limbaj de exprimare. A fost un efort, cred că un efort mai mare decât în cazul unui artist cu un parcurs normal, fără întreruperi forțate în evoluția, în evoluția lui. Dar acum avem în expoziție, după o experiență de decenii artistică, acvarelă, pictură, grafică, tehnică mixtă. În același timp avem compoziție, avem o foarte sigură, foarte sigur, siguranța desenului, cred că asta e dominant peste tot, chiar și în compozițiile picturale. Cred că, în primul rând, Robertia noastră, vă puteți contrazice la sfârșit. De ce? Asta am câștigat la Revoluție, libertatea de a spune ce crede. O siguranță de semn foarte, foarte mare, sigur că se poate juca, dar e atent, seriozitate peste tot. Ceea ce e mai mult decât surprinzător, cum am spus, e acvarela, care este o tehnică pretențioasă, deși aparent ieftină și ușoară, dar trebuie o siguranță și o rapiditate, o precizie. Noi am avut o experiență la Piatra Neamț, în istorie, doamna Hălăucescu, sunteți în patria acvarelei. Da. Și se vede și la dumneavoastră lucrul ăsta, cât de vechi sunt astea. Acum la Iași. Nu, astea de aici, cât, ce vechime au. Deci, iată, la, mă scuzați, la 80 de ani, nu contează. Asta. Rapiditate, rapiditate, doar execuție precisă. Că știți, să strică hârtia, ai greșit, o arunci. Asta trebuie terminată, deci, fără probleme fizice, vizuale și așa mai departe. Deci, și semnul. Există narativ, compoziții narrative, există. O să mă opresc la culoare, pentru că asta este, asta e preferința și este cromatic în care ne propune domnul Berge. Dar, între lucrurile interesante pe care le-am văzut, eu aici am mai fost o dată și timpul zilei de la Bruns, semnele, eu aș spune și aici, în alte locuri, non-figurativ, non-abstract, abstract, m-a convins cineva că nu există, e non-figurativ, de fapt, pe care îl folosește domnul Bercea. Și sigur, e această provocare peste tot, pe care o găsim în titlul expoziției, este un cromatic, pentru că e o culoare, de aceea am propus eu să începem cu muzica, pentru că m-a trimis la Kandinsky, știți toată teoria lui, legătura cu muzica, să dăm într-o muzică a culorilor, să fie și o muzică la culoare. Aici vreau să ne deschidă porii, să percepem mai bine ceea ce ne propuneți dumneavoastră. Culorile care
înseamnă stări, înseamnă sentimente, trăiri. Deci un artist nu poate fi niciodată blazat. Pentru că atunci ai lucrat numai în negru sau nu mai lucrat deloc. Iată ce ne propune domnul Bercea la un nivel admirabil. Și ce aș mai remarca, e o mare discreție în confruntarea cu figura umană. Deci tot ce avem aici în jur, de aceea vă spuneam că era de post asta în lumea, sunt lucruri omenești, simțiri, trăiri, fără să fie neapărat stampilate cu figura umană, cu excepție, făcând de dimensiunea divină acolo, Dumnezeu, și ea componentă importantă, pilon, cred, în biografia, în acel fragment dramatic din biografie. Deci expoziția pare eclectică. Nu e coerentă vizuală, să spunem așa, e coerentă în profunzime, în resursele pe care le scoate la Ivana, dar nu e de mirare pentru că e un fel de... Știți că sunt mai multe tipuri de retrospectivă, adun 200-300 de tablouri ca să demonstrez cât de mult a lucrat cineva, sau fac o selecție de câteva zeci, dar care punctează etape cucerire în limbaj, în cercetare, cum am spus, și așa mai departe. Asta este, mi se pare, un fel de retrospectivă care demonstrează de la o simeză la alta performanțele tehnice în diferite domenii, în diferite tipuri de compoziții, de imagine, nu mai spun de culoare, asta e aproape peste tot, și mai ales în acest balans între sugestie și sugestia e vagă, e sentimentală, mai ales dacă vorbim despre culori, și precizie. Atunci când mi-arată un semn, trimite direct undeva. Sunt teorii câte tipuri de ambiguitate au fost în artă, cel puțin în literatură, nu știu câte sunt în arta plastică, cineva a descoperit 7. Și există teoria că artistul trebuie să fie ambigu, adică să nu spună direct nimic. Sunt totuși specii în genuri plastice, cum e portretul, dar nici ăla nu spune întotdeauna decât ce vede pictorul, nu ce e personajul în realitate. Nici fotografia chiar. Deci avem o demonstrație în această expoziție a domnului Bercea de cum se poate trăi, revin la ce am început, într-o lume bezmetică, ostilă, cum se poate trăi făcând artă, sau cum se poate trăi măcar o oră, intrând într-o asemenea expoziție, domnule Bercea, felicitări. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Să rămână, bună seara. Sunt fericit că vin alături de un prieten, Radu Bercea, pe care l-am cunoscut în urmă, știu, cu vreo 8 ani de zile la dura moarte. Sunt fericit că vin la Piatra Neamț, o perlă a Moldovei, la propriu și la figurat. Faptul că aici în sală sunt și tineri, sunt și altă categorie de tineri, demonstrează că noi avem un acel spiritus loci aici, deosebit. De fapt, dacă vreți, îl putem întâlni peste tot unde se vorbește limba română. Limba română care ne unește. Îmi place că Domnul n-a amintit faptul că domnul Bercea s-a născut la Cuciurul Mare, în Bucovina. Pentru că toată Bucovina e a românilor. Chiar dacă, momentan, granițele au rupt din trupul țării ceea ce ne aparține. Faptul că acest om care a suportat nedreptatea istoriei a regimului dictatorial comunist,
faptul că românii sunt o victimă, în bună măsură, a acestor lucruri care s-au întâmplat de-a lungul istoriei, nu trebuie uitat niciodată. Oamenii tineri cu părul alb de aici știu mai multe, voi, tinerii mai tineri și mai frumoși ca noi cei care am fost înaintea voastră, nu trebuie să uitați acest lucru. Aș vrea să vă spun un banc legat de pictură. Pentru că sunteți la liceul de artă, profesorul a dat, l-am găsit într-un ziar și mi-a plăcut. A dat elevilor să vină fiecare cu o pictură, cu ceva ce au realizat ei. Bulă sau purișor, cum vreți noastră, a venit cu un tablou complet negru. Și a scris de sub acolo, miner negru, într-o mină de cărbune. Profesorul mă întreabă, sau profesorul, mă, băiatule, bun, înțeleg, de ce e totul negru? Păi, cărbune nu e negru? Ba da, e negru. Negru nu e negru, da. Zice, da, negru ăsta nu are și dinți ca să se vadă alb, apropo de cromatică, de culori, la care Bulă îi spune, sau Bulșor, și că dacă dumneavoastră ați munci 8 sau 10 ore într-o mină de cărbuni, v-ar mai veni a râde? Asta e problema. Și totuși, fac paralele cu ce s-a întâmplat în sufletul acestui om, deși a fost victima unor vicisitudini ale istoriei, ale vieții, el a știut din totdeauna să dăruiască ce a avut mai bun în el. Dumnezeu sau natura, nu știu. Cineva i-a dat această chemare, dacă vreți să neamul românesc, așa vrednicie a țăranului, a intelectualului, dacă vreți, din nordul țării, din nord-estul țării, din Bucovina, ca să înfrunte toate aceste necazuri care le-a avut în față. Atât e sigur că și-a urmat această vocație dată de grația divină sau, știu, de întâmplare, cum vreți dumneavoastră, și cu toate ce s-a amintit aici, el a reușit și reușește să acum, și acum să continue pas cu pas această chemare, să o împlinească, să o rotunjească. Dacă urmăriți cu atenție ceea ce s-a spus cu pertinență de antevorbitorul meu, e o trăire, e ca un vulcan, dacă vreți. Uitați-vă și voi la multe tablouri care vă spun ceea ce trăiți, aceste imagini, nu e ca o expoziție chicioasă care îți dă de gata totul, te obligă să gândești, să trăiești. E o poezie, vorbea Domnul de un cântec al culorilor. Eu, ca un om care îmi zgâresc și eu hârtia de mai mulți ani, cam de când eram de vârsta voastră, și am avut curajul să public niște cărți alături de niște pictori pe care îl amintesc în primul rând pe Mihai Gavril ceva înainte și pe omul, maestru Radu Bercea, am pus pe hârtie, începând în 2011, asemenea gânduri ale mele, participând când eram ca voi și mai târziu scriem. Nu o să mă vorbesc despre mine, că nu despre asta e important. Important este că aici, în dreapta mea, am un prieten. Vorbeam cu un domn de aici. În clipa de față, uitați-vă, am și o vârstă, nu știu dacă am 5 prieteni. Cu siguranță, unul din cei 5 prieteni este Radu Bercea. Pentru că, repet, din momentul în care l-am cunoscut, a știut să se dăruiască complet. Și prin ceea ce face și prin ceea ce este ca om. E suficient să te uiți la un om, la ochii lui, la chipul lui și e o oglindă a sufletului. Când la Gura Humorului a venit acolo la un centru și a donat 4 tablouri fără să ne cunoască și a zis, vreau să înfrumusețez locul acesta, mi-am zis, ăsta e omul Bercea, omul care face enorm de mult pentru societatea noastră. Am să vorbesc și cu asta, o să întâlnim în câteva vorbe. A fost la Fălticeni. Consider cândva în perioada interbelică, Fălticeni era considerat o a doua Florență din punct de vedere a culturii, a creației. Ei, a venit maestru Bercea acolo și a donat la Casa Dragă Olteanu Matei, la festivalul de teatru organizat de preotul Mihailă, o serie de lucrări fără să pretindă nimic. Un om care o
vorbește puțin, un om care face mult. Mi-am făcut grafica la anul acesta, la cartea de poezii Ora Cuvintelor și mulțumesc, o să las aici câteva exemplare din această carte pentru Biblioteca Județului, pentru că de fapt aici am venit să fiu alături de un prieten și să mai confirm o dată, m-a ajutat enorm cu grafica care a făcut-o. În prezent, tot cu el lucrez, o carte închinată copiilor. În ultimii 30 de ani, printre altele, dacă vă uitați bine, seamănă cu Moș Crăciun, Santa Claus, cum vreți dumneavoastră, și scriu o carte închinată celor mici, se va chema Iubițele, iubiți copii, e vorba despre animale care trebuie salvate, iar maestrul Radu Bercea va completa aceste idei în mod magistral, deja am început-o, mai avem puțin, cu pictura diferitor animale, păsări și la dedesubt o schiță în care copilașii, pornind de la, eu știu, când pot să scrie creionul în mână, până la peste 100 de ani, vor colora și ei. Deci o îmbinare, dacă vreți, între culoare, poezie și muzică, ca să completez ideea. E o seară extraordinară pentru mine. Vă mulțumesc că existați. Îi mulțumesc Radu Bercea, prietenul Radu Bercea, că există în viața mea. Vă mulțumesc frumos!
uităm la un pahar de suc. Să schimbăm impresii despre.